protest răzleț în toată piața Victoriei. Unii stau peste drum în fața guvernului, cei mai mulți sunt insula asta în alveola mare de mijlocul pieței. Vreo câțiva sunt cu camionul ăsta cu numere de Teleorman. Vorbește Mihai Cristian Dide. Dar v-a schimbul că acest popor nu suportă aroganță. Și la guvern se discută situația țării. Asta este mesajul pentru toate editorile publice. Încetați să mai fiți aroganți pentru că nu suportăm aroganța. Ați încercat să stați în februarie 2017, nu mai ești. Credeți că o să vă iați acum? Au început să pună garduri, să tem că seara vine lumea mai multă. Să nu treacă gardul, să drumul să nu ajungă la gardul guvernului. S-au gândit să ne închidă în țarc. Unii pleacă, alții vin. La protestul de pe drapelul european, așa și nu m-am lămurit cine a pus, cine a desenat drapelul ăsta aici, dar e foarte ciudat, e jumătate șters, ars de soare, dar aici o parte se ține mai bine. Am venit și eu la protest, eram în trecere, în drum. Spre alte destinații și am găsit lumea supărată. Unul scaun cu rotele se strofolește la ăștia cu uniforme. Și de mafios!